Salutare și bine te-am regăsit! N-am mai postat în ultima lună nimic și asta pentru că am avut COVID. Da, am luat COVID prin august, pe la începutul lunii. Mai întâi a luat tatăl meu COVID și după aia am luat și eu de la el. Totuși, simptomele au apărut la el, la tatăl meu, prima dată. Simptomele la mine au apărut la vreo 2 zile distanță și acestea au fost răgușeală, o răgușeală pe care încă o am și acum, o tuse pe care și acum o mai am, oboseală musculară, durere în gât, nas înfundat și chiar pierderea mirosului pe o perioadă scurtă. Într-o dimineață m-am trezit și mi-am dat seama că nu am miros, dar a durat această pierdere a mirosului foarte puțin, vreo 30 de minute, cred, după care mi l-am recăpătat. Nu mi-am pierdut gustul, doar mirosul. Bun, cum am tratat? Am luat un complex de vitamine pentru a ajuta sistemul imunitar. Am luat ceaiuri, m-am tratat cu ceaiuri, am luat proposept și faringosept pentru gât. O durere în gât foarte, foarte deranjantă, chiar și pe timpul nopții era foarte prezentă. M-am monitorizat pe toată perioada bolii și asta am făcut-o printr-un pulsoximetru. Am dat vreo 50 de lei pe pulsoximetru respectiv, nu era ceva foarte scump și oricum știam că nu o să-l folosesc prea des. Printr-un termometru iar m-am monitorizat, luam temperatura în fiecare zi, în fiecare dimineață, nu am avut febră, saturația de oxigen în sânge a fost normală și, bineînțeles, mi-am luat teste COVID să știu când nu o să mai am COVID. A fost interesant că am fost la farmacie și am cerut teste COVID, iar când farmacista a auzit că îi cer teste COVID, a început să se grăbească să mi le dea din ce în ce mai repede. Voia, evident, să nu mai fiu în prezența ei prea mult timp și o înțeleg. Eu am întrebat-o care sunt instrucțiunile, cum se folosește un test, dar ea mi-a zis rapid că scrie pe prospect. În fine, am luat testele și m-am testat. După ce n-am mai avut simptome sau oricum, după ce n-am mai avut simptomele principale ale bolii, ca să le zic așa, m-am testat la vreo săptămână distanță și am scăpat de boală. Acum sunt bine. După cum îți spuneam, încă mai am tuse asta pe care de care încerc să scap. Asta este tuse pe care o am. E o tuse așa înceată, dar deranjantă. N-am ce să fac. Sper să-mi treacă și asta. Și în rest sunt bine. În afară de această tuse, nu mai am niciun alt simptom. Și da, partea bună, să zic așa, este că m-am protejat ăștia 2 ani, cred, de când a început pandemia și până acum. N-am făcut deloc COVID până în acest moment. De asta am stat mai mult și izolat în casă, ceea ce nu neapărat a fost bine din punct de vedere social, dar am reușit să nu iau COVID pe această perioadă și am reușit să-mi fac toate cele 3 vaccinuri, doza 1, doza 2 și boosterul. Și da, mi-a fost frică, recunosc, la început când am auzit prima dată de COVID, acum 2 ani când a apărut, dar la urmă este, sau pentru mine a fost ca o răceală mai puternică și na, în afară de simptomele pe care le-am avut și faptul că a trebuit să mă tratez, a fost ok. A fost bine, am trecut ușor prin boală și eu și părinții mei. Tatăl meu a luat antibiotic, în rest eu și cu mama mea suntem bine, am luat doar vitamine, ca să fac și o rimă. Bun, cam asta a fost pentru astăzi, de asta n-am mai postat în ultima lună, am crezut că o să pot să postez în timp ce am COVID, dar n-a fost să fie pentru că chiar mă simțeam slăbit. Lasă-mi într-un comentariu dacă și tu ai avut COVID și dacă ai avut, cum ai trecut prin boală, ce simptome ai avut, chiar sunt curios. Până data viitoare să ne revedem cu bine și sănătoși!